aș vrea să îl invit aici pe domnul primar, la plecare de aici. Domnul primar, unde sunteți? Să știți că eu cânt mai bine decât vorbesc. I-am promis că îl invit pe scenă, nu ca să-l fac de minune, ci să cântăm împreună. Haideți să-l aplaudăm! Vreau să vă spun și 2, 3, 4, 5 vorbe, pentru că, iată, am ajuns aici, într-un loc atât de frumos, cu oameni atât de mulți și minunați, și trebuie să vă mulțumesc pentru asta, atât dumneavoastră, cât și colegului meu de suflet, Adi, pe care îl cunosc de când eram așa un mic copil. Să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să cânt acestor oameni deosebit de frumoși și buni. Și sunt convinsă că aveți un suflet mare, cât o lume, pentru că altfel nu erați aici. Știu că lumea vă iubește și cu siguranță știți și cântam. Dacă nu, ne prefacem și tot cântăm, cânt eu mai mult. Vă mulțumesc cu toată inima pentru că sunt aici și o să spunem așa. Doamne, nu uita de noi, să ne stărași prin de nevoi. Eu cred că a fost bine, nu? Vă mulțumim! Vai, mulțumesc frumos! Vă mulțumesc din toată inima! Aplauze, bine primesc, cu mare drag! Pentru prietena noastră, te putem numi Mirela, prietena noastră de astăzi. Mai am o singură rugăminte înainte de a pleca aici, dăm voie. Vreau să-i aplaudați pe acești oameni minunați. Nu știu cum ați cântat atât de frumos. N-am făcut nici măcar o repetiție, să știți. Când m-a sunat Adi și am discutat despre acest proiect, i-am zis trebuie să trimit